Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț cu colecția mea de uze și voi începe cu acetonele pentru departarea uzei de pe unghii. Este aceasta. Îmi place sistemul de dozare, are pompiță. Este un dizolvant cu acetonă. Eu doar dizolvante cu acetonă folosesc, deoarece acestea îndepărtează mult mai eficient uja de pe unghii și la fel mai am încă una mai micuță. Mai am și acest gel pentru unghii de la Avon. Este un serum care se aplică pe toată suprafața unghiei. L-am folosit odată sau de două ori. Este ok. Mai am și acest spray de uscare rapidă după ce dai unghia cu ojă, la fel de la Avon. După cum puteți vedea, este folosit, este ok. Și mai am și aceste despărțitoare pentru unghiuțele, degetele de la picioare, de la Faberlic. Nu prea le folosesc, nu cred că au așa o mare însemnătate pentru atunci când îți face pedicura, dar le-am luat să le am. Și voi începe cu nuanțele. De la Faberlic acest roz, următorul este de la Golden Rose, un nude look, o altă nuanță la fel de la Golden Rose este aceasta, la fel de la Golden Rose. Mai am și această culoare de la Oriflame din gama The One, albă, un nude, un albastru foarte închis. Mai am și acest verde cu sclipici, la fel îmi place foarte mult. Mai am și acest burgund, tot îmi place foarte mult. Acesta este un ametist foarte frumos, la fel. Un albastru mai deschis. Ăsta este un nude cu sclipici, un gri cu sclipici, ăsta este un auriu foarte frumos, la fel cu sclipici, un roz mai nude, care bate mai mult înspre nude. Și după cum puteți vedea, mai am un albastru astfel așa închis. Nu știu cum s-a primit, că mi-am făcut comanda de două. Mai am și acest lime. Aceasta este o culoare mai mult pentru vară. La fel din gama Faberlic mai am acest nude. După cum ați văzut, acestea au intrat recent în colecția mea de la Faberlic. Mai am acest sclipici. Un produs este tot de la Oriflame din gama The One Matte Top Coat. Nu prea l-am folosit, pare mi se numai o singură dată l-am folosit. Mai am la fel de la Oriflame din gama The One Peel Off Base Coat. Este un produs care îl aplici pe unghii înainte de ojă.
Atunci când vrei să ștergi uja de pe unghii, se curăță mai ușor. Nu prea l-am folosit. Mai am un top coat, la fel de la Oriflame. De la Avon din gama Mark este acest sclipici auriu, îmi place foarte mult. Pila de unghii de la Global Fashion, 8080 gradulația. Mai am și acest verde albăstriu sclipicios foarte frumos. Mai am și două uje micuțe de la Faberlic din gama Candy Nails. Sunt micuțe, dar nu prea îmi place culorile, fiindcă trebuie să dai de 2-3 ori ca să se vadă cât de cât. Aceasta este galbenă și aceasta este gri, dacă nu mă greșesc, da. Un gri cu ceva paițele. Nu sunt culorile atât de opace. La fel din gama Faberlic. Mai am și acest burgund sclipicios, îmi place foarte mult și se usucă foarte rapid. De la Marc mai am și acest verde albăstrui. Este nuanța de oil slick. Și la fel de la Marc Gel Shine acest nude. De la Avon True Color mai avem și un nail expert pentru unghii 7-1, este o bază. Și ultimul, la fel de la Avon, Pro Color, care zice că se usucă în 60 de secunde, încă nu le-am testat. Este o nuanță de fucsia, îmi place foarte mult. Și cam acestea sunt toate ojele pe care le dețin la momentul de față. Nu prea am timp să-mi fac unghiile, deoarece dacă am bebe micuț, nu prea îmi permite să mă ocup de unghiuțe, dar când îmi fac ceva timp, neapărat îmi voi face unghiuțele cu una din ojele astea frumoase. Și acesta fiind clipulețul, vă doresc o zi bună și vă aștept în continuare pe canalul meu.